muncit, toată lumea a fost implicată în acest proiect și toată lumea a muncit. Deci e un băiat de Eu am treabă, nu te fost de trâmpește. dimineața până seara și Iaca, nu voi când cred că faceți dragoste, există. își pune degetarul? Doamne, dar ce poză! Stop! Ce pauză! Stai să pun degetarul, Iaca! Stai să ne protejăm, să pun degetarul! Adevărul e că Bianca omoară 7 dintr-o lovitură. Mă gândeam că trebuie afacerea să rămână în familie. Deci pe bune. Hai mă, că a fost un... Hai mă, că a fost o glumă, mă. Spune-i lui Busu să ne ierte. Te-ai absolut nicio problemă, nu ai putut ajunge acolo. N-are rost să te întrebăm pe tine de ce n-au ajuns Anda sau mai știu eu cine. O să vorbim direct cu ele. Tu ce ți-ai propus ca să încheiem rotund subiectul cu care am început? Ca și target de vânzări. Câte rochii vrei tu să vinzi ca să te declar mulțumită? 3. Dar nu există un target. Eu oricum mă declar mulțumită prin ceea ce fac, pentru că eu fac ceva ce-mi place. Și următoarea prezentare? Pentru nu știu băieți? Dacă ai zis. Pentru băieți? O să faci și chilos botezatul? Probabil va avea loc undeva în primăvară. Ceva Martin. Pentru bodybuilderi? Chilos botezatul nu faci, nu? Coață în față. Coață în față. No. Cursuleț. Coață în ochi. Cursuleț? N-auzi, bă, că face 100 de bucăți de model? E enorm. 100 de... Așa se lucrează. E enorm. Este unicat. Când lucrezi în serie, atunci când lucrezi în serie, cel mai bine... E așa, 100 de bucăți, zic... așa se nu mă vinde bine, 100 de bucăți, adică e foarte mult. Vreți să vă zic dacă că... am avut 30 de rochii, o să fac 300 de bucăți. Corect. Asta vreau să spun. Ce bănuiesc eu despre ea, pentru că o știu foarte bine pe Bianca. Va vinde ca la Balamuc și o să-i frustreze pe alții creatori de ăștia vestiți sau critici care... Și o să vină cu materialele. Uite, nu e luat din Paris, e luat ce, de nu știu unde. Și o să-i oftice pe toți, că o știu că e ambițioasă. Foarte bine. Bravo, Bianca. Când e să te criticăm, te criticăm, acum te lăudăm. Dacă ai cereri, înseamnă că ai făcut pe gustul publicului.